Trebuie regulile bisericii să fie respectate în afara bisericii? Exemplu, îmbrăcăminte? Are pastorul autoritate asupra adunării, cum să se comporte și în afara bisericii? Dar categoric, dar cum? Eu sunt membru al bisericii, mădular. Cum să nu aibă? Eu nu pot să am două feluri de haine, două ținute, una în biserică și alta în afara sferei bisericii. Cum sunt aici, așa trebuie să fie, oriunde aș fi, în orice moment. Domnul când va veni și mă cercetează, să știți că El nu anticipează, nu îmi spune să fiu, eu știu, cum să fiu îmbrăcat și ținuta mea și așa mai departe. Deci, categoric, autoritatea, regulile bisericii, zice Pavel așa, în Coloseni, chiar dacă sunt departe cu trupul, cu Duhul, sunt cu voi. Și privesc cu bucurie la buna rânduială care domnește între voi, ca și în toate bisericile sfinților. Uneori am spus la noi, mai este câte un caz, te întâlnești cu cineva, cu câte o fată așa îmbrăcată într-o ținută care nu corespunde. Ți-e și jenă parcă să te uiți la ea. Întorc capul ca să... Deci nu e în ordine. Deci noi trebuie să avem aceeași ținută. Cum suntem în biserică, cum vorbim aici, așa trebuie să vorbim și în afară, așa trebuie să ne comportăm la școală. În viața noastră trebuie să vadă chipul lui. Nu mai vorbim de pantaloni, ținut aceasta, acum e peste tot. În biserici nu e admis, o spun foarte clar, femeia să nu poarte îmbrăcăminte bărbătească și bărbatul îmbrăcăminte femeiască. Asta spune Biblia. Zice acolo, cu sfială și rușine. Sfială și rușine. Și în biserică când vin, trebuie să vin cu sfială și rușine. Și aici. Doresc și în această direcție Domnul să dea lumină. Amin. Și să dea putere de a împlini, de a trăi.